Sărbătoare prăditorilor. Am zis să ui, și la Super Bowl. Nu m-am uitat până acum la fotbal american, așa. Nu prea am înțeles eu regulile. Mă rog, am luat tricoul ăsta cu NFL, prăditorilor, de pe Amazon, original, corect, corespunzător, așa cum se vede meciul, în tricou cu Liga. Și am văzut acolo că alergau pe teren, da, că la fotbal și se tot opreau, nu știu ce, se tot opreau la fiecare fază, se opreau, se puneau iar, se aliniau după aia, alergau tare, 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 tare. 3 secunde dura faza, după aia se termina. Asta nu prea mi-a plăcut. Da, mi-a plăcut că erau multe reclame la mașini, unele erau scumpe, unele mi le permit, pe altele nu. Mai erau și cheeseburgeri. Ce am mai văzut? Google Home ăsta, Alexa, era asta, sigur că am, sau nu pot să-mi iau, pot să-mi iau tot magazinul. Și dacă să mă uit, bă, nu să mă mai uit, că mie îmi place să meargă balonul, ca la fotbal, nu așa, să ne oprim, să bem suculețul pe margine, iar să ne băgăm în meci. Dar mai să fiu și eu în tancomodă, să mă uit la Super Bowl. Da, sigur că halftime show a fost bun, Beyoncé cu J-Lo, sigur. Sex appeal-ul aferent corespunzător. Femeile arată bine, se mișcă bine, cântă, mă rog, nu prea eram eu atent la sonar, că na. Și că atâta producătorilor, voi uitați-vă acolo care niște săraci, la meci, eu mă să cumpăr o echipă vă mai zic ce mai e acolo, ce mai Ferrari mi-a mai cumpărat, cum am venit la cu ce costum de 100.000 de dolari a venit la conferință. Din astea.